Bine v-am regăsit la Infocapital, iată titlurile zilei. Trei bărbați au pierdut viața și un altul a fost grav rănit într-un accident rutier petrecut în seara zilei de vineri spre sâmbătă. Evenimentul s-a produs pe drumul care leagă municipiul Hunedoara de orașul Călani. A comis un păcat în zi de sărbătoare, un tânăr i-a smuls unei femei din Târgu Jiu poșeta în prima zi de Paște, iar apoi a dispărut. În acest an, bugetarii vor beneficia de două zile libere pe data de 1 și 2 mai. Totuși, a doua zi liberă va fi recuperată în sâmbătă de după Paște. Citește paragraful tău preferat dintr-o carte și librăria îți dăruiește un alt volum. O librărie din Alba Iulia organizează un maraton de citit. Și acum știrile pe larg. Au gonit spre moarte, trei tineri și-au pierdut viața într-un accident grav la ieșirea din Hunedoara spre Călan. Asta în vinerea trecută, numită și Vinerea Neagră. Șoferul autoturismului a pierdut controlul mașinii și a ieșit de pe carosabil, izbindu-se de un copac. Conducătorul auto a fost singurul care a supraviețuit. Recent venit acasă din Anglia, proprietarul mașinii care a fost cumpărată chiar în ziua accidentului a cerut ajutorul a doi prieteni pentru a o testa. Unul dintre aceștia, în vârstă de 53 de ani, a urcat la volan. Pe drum au mai luat în mașină un vecin, dar n-a trecut mult și șoferul a pierdut controlul volanului. În urma impactului, autoturismul a fost rupt în două. Intervenția dificilă ca urmare a numărului de victime care se aflau în autoturism, 4 persoane. A fost necesară descarcerarea uneia care a fost prinsă între fiară de contorsionate ale autoturismului. Cele două erau proiectate afară din autoturism, iar conducătorul auto a fost scos conștient. Pasagerul din dreapta față era afară, pasagerul din stânga spate afară și pasagerul din dreapta spate era încarcerat în mașină. Superficial era conștient, a putut să dea detalii membrilor echipajului de numărul de victime. Se pare că ar fi pierdut controlul autoturismului la o denivelare de pe drumul județean și carosabil umed. Conducătorul autoturismului marca Peugeot, care circula din direcția Hunedoara spre Călan, pe DC-187, pe un carosabil umed, datorită vitezei, a părăsit partea carosabilă, izbindu-se de un copac în afara părții. În urma impactului a rezultat decesul la 3 persoane, iar conducătorul auto a fost accidentat transportându-se la spitalul Hunedoara pentru îngrijiri medicale. Persoanele decedate vor fi transportate la morga spitalului și urmează să se întocmi un dosar de cercetare penală pentru stabilirea vinovăției. Cu ucidere din culpă. Martorii susțin că șoferul care a scăpat cu viață și din acest accident ar avea un trecut plin de astfel de evenimente, scăpând chiar dintr-un accident în care a căzut un tir pe el. Un unelul era un paznic cu stadionului din Telucu inferior. Șoferul, deci știi și șoferul, da, da. Așa am înțeles că el conducea. Și el zice că n-a mai condus de 20 de ani. Fără experiență. Și dumneavoastră pe care dintre cei trei din mașină îl cunoșteați? Păi nu știu a treilea cine e. Știu că era Nelu ăsta și Puiu. Ăla mai solid, gras. Și al treilea nu știu cine, acum am auzit că trei ori fost. În urma gravului accident, trei familii din Hunedoara și-au petrecut sărbătorile de Paști plângându-și morții, iar șoferul s-a ales cu un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cărbunele dintr-un abataj de la mina Petrila s-a autoaprins în cursul zilei de duminică. Specialiștii din minerit spun că acum pericolul este eliminat, dar abatajul cuprins de foc este compromis. Acest loc de muncă va intra cel mai probabil în procesul de închidere definitivă. În această situație, minerii de la mina Petrila vor începe activitatea doar joi. Asta deoarece incidentul petrecut duminică a generat sistarea activității. Continuăm știrile. O femeie din Târgu Jiu a fost lhărită chiar în prima zi de Paște. Asta în timp ce se plimba pe o alee din zona 9 mai. Polițiștii din municipiul Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 18 ani. Acesta i-a smuls tinerei de 21 de ani geanta, după care s-a făcut nevăzut. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit că acesta ar fi deposedat prin smulgere o tânără în vârstă de 21 de ani de geanta pe care aceasta o avea asupra sa. În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe tâlhar. Tânărul a fost reținut cu o propunere de arestare pentru 24 de ore, astăzi fiind prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Ești vinovat? Ai tâlhărit-o? Nu te-ai gândit că e păcat? În ziua de Paște?
procurori au cerut arestarea preventivă a tânărului sub aspectul infracțiunii de tâlhărie. Victima și-a recuperat ulterior poșeta și bunurile personale. Aleșii din Senatul României vor intra în vacanță marți 29 aprilie. Aceștia vor reveni la muncă în Parlament luni 26 mai, prima zi de după alegerile europarlamentare. Biroul permanent de la Senat a decis marți ca senatorii să intre într-o vacanță de o lună până după alegerile europarlamentare. Asta pentru a-și putea ajuta partidele și candidații în derularea campaniei electorale. În cazuri excepționale se va putea reuni biroul permanent în această perioadă, dar nu și alte comisii și în niciun caz plenul. Vicepreședintele Senatului Social-Democratul Cristian Dumitrescu a susținut marți, după ședința biroului permanent, că senatorii nu intră în vacanță pentru o lună de zile, ci lucrează în teritoriu. Din cele trei tipuri de activități prevăzute în regulament, vor desfășura un singur tip de activitate în teritoriu. Sigur, vor lucra, dar vor lucra în teritoriu. Nu e vacanță, nu e timp liber. Din contră, e o perioadă foarte densă din punct de vedere politic și senatorii vor lucra acolo unde sunt aleși, în circumscripțiile electorale, așa cum prevede regulamentul. Cristian Dumitrescu a mai spus că prin vot s-a mai decis ca din data de 26 mai până la sfârșitul sesiunii parlamentare, Senatul să lucreze 3 zile pe săptămână în plen pentru a se recupera restanțele legislative. În cadrul votului din biroul permanent al Senatului, reprezentanții PSD s-au pronunțat pentru vacanță, cei PNL împotrivă, iar cei PDL s-au abținut. Votul final a fost 5-4 în favoarea acestei vacanțe. Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în data de 25 mai, iar campania electorală începe vineri 25 aprilie. Ordinea ocupată de partidele politice pe buletinul de vot pentru alegerile europarlamentare va fi după cum urmează: PDL, PMP, UDMR, USD, PNL și PRM. Învierea Domnului a adus fericire în casele a 11 familii din Gorj. Mămicile au dat naștere micuților fie în noaptea de Paște, fie în celelalte zile de sărbătoare. Bebelușii veniți pe lume la maternitatea din Târgu Jiu s-au născut perfect sănătoși. În curând, femeile norocoase își vor putea duce micuții acasă. Primul care a dat tonul a fost un băiețel născut prin cezariană. Bebelușul a ales să vină pe lume chiar în noaptea de înviere. Ceilalți micuți s-au născut în prima și a doua zi de Paște, apogeul fiind înregistrat ieri când 4 copii au văzut lumina zilei. În perioada sărbătorilor pascale, per total au fost aduși pe lume 11 copii la maternitatea Târgu Jiu, dintre care noapte de înviere o singură naștere pe cale cezariană, un băiețel care a fost sănătos, n-a necesitat îngrijiri suplimentare și actualmente toți noi născuții sunt într-o stare bună. Și la spitalul din Târgu Cărbunești au venit pe lume 2 bebeluși în noaptea de Paște, un băiat și o fată. Despre copiii născuți în această perioadă se spune că vor fi călăuziți numai pe căi pline de oportunități și că vor avea parte de mult noroc în viață. Principesa Margareta și Principele Radu au sărbătorit învierea Domnului la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Oaspeții au participat la slujbele care au avut loc în biserică și în aer liber. Asta la invitația Episcopului Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gurie. Principele Radu și Principesa Margareta au participat la slujba de înviere ce a avut loc în fiecare an pe o scenă amplasată în aer liber în fața Catedralei Sfântului Nicolae din Deva. Alături de ei, sute de credincioși s-au bucurat că au avut așa oaspeți. Respectul. Deci, o popor, o țară care nu respectă istoria e de rușine. Deci trebuie să ne respectăm înaintașii, au rolul și importanța lor la vremea respectivă. Deci nu putem nega asta. Atunci înseamnă că suntem un popor pierdut. Extraordinar, extraordinar. Mi-a plăcut de dânsii când au ieșit, mi-au zis: Hristos a înviat principesa. Să le dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Ciuda faptului că foarte mulți au fost încântați de prezența reprezentanților casei regale la Deva, puțini au avut curajul să descrie ce înseamnă regalitatea în ziua de astăzi. Ce înseamnă regalitatea în ziua de astăzi? Nu știu. Ce înseamnă regalitatea în ziua de astăzi? Prea puține știm, chiar și noi care suntem mai în vârstă, din câte am mai citit, avem un respect pentru casa regală și cred că nu este rău ca și cei tineri să afle mai multe despre casa regală, despre ceea ce s-a făcut în acele timpuri.
este în fond istoria poporului. Înseamnă regalitatea, adică regele. Să schimbăm Constituția, să schimbăm politica, să schimbăm președintele, dar deocamdată avem Republică. Și atât când avem Republică, nu putem să avem și regalitatea. La slujba de înviere oficiată la Catedrala de la Poalele, cetății din Deva iau parte în fiecare an sute de locuitori ai municipiului Deva și nu numai. Elevii se reîntorc în băncile școlii începând de miercuri 23 aprilie, asta după o săptămână și jumătate de vacanță. Din luna mai încep însă emoțiile. Elevii din an terminal vor susține în perioada mai-iunie testările la evaluarea națională și bacalaureat. Continuăm știrile. Vinerea liberă din data de 2 mai se recuperează. Astfel, în prima sâmbătă de după Paște, cel mai probabil se va lucra. Măsura se poate aplica și în mediul privat. Hotărârea Guvernului prin care data de 2 mai a fost declarată anul acesta zi liberă a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit hotărârii de guvern, instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în data de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 mai 2014, potrivit planificărilor stabilite. De asemenea, și studenții vor beneficia de zi liberă în data de 2 mai. În funcție de decizia patronilor și angajații din sectorul privat se pot bucura de o mini-vacanță în a doua zi din luna mai. În acest an, Ziua Internațională a Muncii, zi liberă legală prevăzută în Codul Muncii, cade într-o zi de joi. Festivalul Zilele Tineretului derulat la Cugir. Organizat de obicei pe Râul Mare, Festivalul Zilele Tineretului va fi adus în acest an în mijlocul orașului, mai exact în piațeta Casei de Cultură din localitate. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile în perioada 1-4 mai și va aduce în fața cugirenilor atât nume sonore ale muzicii folk, cât și tinere talente din zonă. Acțiunile vor debuta vineri 2 mai cu două competiții sportive. Este vorba de un concurs de șah care va avea loc la Clubul Copiilor și Elevilor începând cu orele 10 și deja cunoscutul cross al tineretului care se va desfășura pe ruta Bulevardul Alexandru Sahia, strada tineretului, stadionul CSO. Începând cu ora 17, cei prezenți pot urmări prestația fanfarei Transilvania, grupului Anotimpuri și artiștilor cercului de chitară, canto și pian, Valii Loaie și formația Equinox. Cel mai așteptat concert va avea loc sâmbătă când va urca pe scenă artistul Ducu Berții. În ultima zi a festivalului, cu începere de la ora 17, cugirenii vor putea vedea o piesă de teatru oferită de Cercul de Teatru de Amatorii Casei de Cultură, după care programul muzical va fi continuat de artiști și formații cunoscute, printre care Mircea Vintilă și Emric Set. Motivul pentru care s-a decis schimbarea locației a fost ca festivalul să fie mai accesibil publicului și pentru a asigura prezența oamenilor pe tot parcursul programului, nu doar la concertele marilor artiști. Ordinea publică va fi asigurată de poliția locală și jandarmerie. Totodată va fi mobilizată în zonă o echipă de cadre medicale și o ambulanță a Serviciului Public de Asistență Socială. Cum se petrece în Arteal mai bine prima zi de Paște la ND? Tradiționalul eveniment care avea loc an de an în satul Tâmpa din comuna Băcia a reînviat după o pauză de 4 ani. Și nu oricum, ci într-un cămin proaspăt renovat. Zeci de petrecăreți s-au strâns în prima zi de Paște la Nedea, care a avut loc la Căminul Cultural din satul Tâmpa. Evenimentul a fost organizat de Primăria Comunei Băcia. Prezent la eveniment a fost și primarul comunei Nicolae Panța. Eu mă bucur că această frumoasă și bine realizată investiție trezește pe zi ce trece un interes cât mai mare în rândul locuitorilor, pentru că acest decaș cultural pentru acest lucru a fost construit, a fost dotat și m-aș bucura ca cel puțin o dată pe lună să ne întâlnim într-o asemenea atmosferă pentru destindere, pentru petrecerea timpului liber și pentru a schimba câteva impresii plăcute de la om la om. Este un val tradițional. Noi nu am putut să-l mai facem din cauza faptului că acest cămin cultural a fost în reabilitat 100%, după cum vedeți, și evident că orice așezare culturală neînsuflețită nu are valoare. Și vom continua această acțiune culturală cât mai mult cu putință. Cei prezenți la eveniment nu au stat pe gânduri când au auzit de petrecerea organizată la Căminul Cultural din Tâmpa în prima zi de Paști. Sunteți la NT, că n-ați lăsat în locație pentru prima zi de Paști. Am preferat să vin aici, că sunt din sat. Am preferat să vin aici. Vă place? Vă place? Da. Ce, cum ai? Da, e bun! E prima oară la Tâmpa. Seara la NT și nu altundeva.
petrecere a ținut până în zori. În fiecare an, la data de 22 aprilie, se sărbătorește Ziua Planetei Pământ sau Ziua Pământului, manifestare care în 2014 are ca temă orașe verzi. În 2014, Ziua Pământului se concentrează asupra mobilizării a milioane de oameni pentru a crea un mediu durabil și sănătos, asta prin ecologizarea comunităților din întreaga lume. Continuăm buletinul de știri Info Capital. Ziua Mondială a Cărții, marcată prin maratonul de citit. Evenimentul va fi sărbătorit miercuri la Alba Iulia, într-un mod cu totul aparte. Maratonul de citit se adresează tuturor celor care doresc să facă un gest frumos și să dăruiască o carte oamenilor care au nevoie de ele. Condiția impusă este ca donatorii să citească un pasaj din cartea lor preferată în librărie. Drept recompensă, librăria va oferi un alt volum cititorilor. Mai mult, miercuri, librăria va funcționa până târziu în noapte, în așteptarea celor care vor să împartă fragmentele preferate din cărți cu prieteni sau alți iubitori de lectură. Pe lângă cărțile oferite, organizatorii dăruiesc 20% reducere la toate volumele din librărie celor care se înscriu la maraton pe site-ul www.booktopia.ro. De asemenea, în librărie, cititorii sunt așteptați cu o mulțime de alte surprize și invitați de seamă. Iată acum titlurile din sport. Bun găsit la buletinul de sport din această seară. În etapa trecută a Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal, doar echipa retezatul Hațeg a reușit victoria în deplasare. Iată rezultatele. Dacia Orăștia, Aurul Brad 0-0, Gloria George Universitatea Petroșani 5-0, Aurul Certești CFR Simeria 4-0, Victoria Călan retezatul Hațeg 0-3, Cetate Deva Jiul Petroșani 1-0, Hercules Lupeni Inter Petrila 2-1, Șoimul Băița Minerul Uricani 1-1 și CS Vulcan Metalul Crișcior 3-0. Conduce în clasament retezatul Hațeg cu 60 de puncte. În seria 1 a Ligii a 5-a Hunedoara la fotbal, Unirea General Berselot a pierdut cu 1-3 la Măgurapui, dar continuă să o conducă în clasament cu 2 puncte avans față de Agrocompanii Băcie. A fost o etapă în care toate echipele gazdă și-au câștigat partidele. Echipa de pe locul 2 a Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal, Hercules Lupeni, antrenată de Dan Voicu, a câștigat derbiul Văi-Jiului la limită cu 2-1 cu Inter Petrila. Andrei Horonghozo și Ungurianu fiind marcatorii lupeneni, Dumitru Alexandru punctând pentru Inter Petrila. Golgheterul lupeniului Remus Moldovan, cu 15 goluri la activ, nu reușește să înscrie în 3 etape. Din acest motiv, în cauza randamentului scăzut, el a fost înlocuit în minutul 51 al meciului cu Inter Petrila. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine 23 aprilie un curs al euro de 4,46 de bani, al dolarului american de 3,23 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,44 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,40 de bani, iar la vânzare de 4,46 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,20 de bani și se vinde cu 3,26 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,30 de bani, iar la vânzare de 5,40 de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine, în cursul zilei, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și de munte, precum și în sud-vestul țării. În restul teritoriului, fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar pe arii restănese. Maxima de miercuri va fi de 26 de grade Celsius în municipiul Deva, minima de 5 va fi înregistrată la Târgu Jiu, iar probabilitatea precipitațiilor va atinge în Petroșani un nivel de 50%. Joi, vremea va fi în general instabilă. Temporar, norările vor fi accentuate și pe spații relativ extinse vor fi averse însoțite de electrice. Local cu precădere în sud-vestul țării și în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, dar vor fi și condiții de grindină. Maxima de joi va fi de 26 de grade Celsius în Deva și Alba Iulia. Minima de 6 va fi înregistrată în Deva, iar probabilitatea precipitațiilor va atinge în Petroșani de această dată un nivel de 60%. Vineri, vremea va fi ușor instabilă, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe de scurtă durată cu precădere în timpul zilei. Vor fi și averse, posibil însoțite de descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Maxima de vineri va fi de 24 de grade Celsius în Deva, minima de 5 grade va fi înregistrată în Târgu Jiu, iar probabilitatea precipitațiilor va scădea la nivelul de 40% în municipiul Petroșani. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută, la revedere!
Mulțumim, Andreea. Aici punem punct buletinului de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Puteți vizita și site-ul nostru capitaltv.ro, unde veți găsi informații interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinului de știri Info Capital. Să aveți o seară liniștită!